Termenul de judecată este chiar în 12 martie 2009. În acest dosar s-a formulat și cererea de intervenție în interes propriu de către Ministerul Economiei și Finanțelor și AVAS, care la rândul lor solicită anularea actelor de transfer a punctelor termice și de înscrierea acestora în domeniul public al municipiului Bistrița. Informarea continuă cu acțiunea ce face obiectul dosarului 723 din 2008 al Tribunalului Bistrița-Năsăud, cu termen de judecată la data de 30 ianuarie 2009. Prin care municipiul Bistrița a solicitat instanței să constate nulitatea absolută parțială a actelor de constituire a SC Proditerm S.A., respectiv de înscriere în capitalul social a punctelor termice. Acțiunea a fost respinsă. De asemenea, mai există dosarul 3154 pe rol la Tribunalul Bistrița-Năsăud, dosarul de faliment al SC Proditerm S.A. Termenul de judecată este la data de 12 martie 2009. La termenul de judecată din 17 ianuarie 2008, Ministerul Economiei și Finanțelor a solicitat ca lichidatorul să formuleze acțiune în răspunderea membrilor organelor de conducere de supraveghere a falitei, acționari, administratori, asociați sau orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență, însă lichidatorul a arătat că nu a identificat asemenea persoane, iar Comitetul Creditorilor de asemenea a arătat că nu a identificat asemenea persoane. Din tabelul definitiv al creanțelor declarate depus de lichidator la termenul din data de 14 februarie 2008, rezultă o datorie totală de 26.123.000, din care către Direcția de Termoficare a Municipiului Bistrița 5.845.000, către Municipiul Bistrița 12.000 de lei. Cu aproximare, vă citesc sumele. Către Ministerul Economiei și Finanțelor, aproximativ 13.545.000 de lei. Către AVAS, 5.750.000 de lei. Către Administrația Finanțelor Bistrița-Năsăud, 137.000 de lei. Către ANRSPGC București, 97 de lei. Nu știu ce-o fi însemnând agenția aceasta, că nu este explicată. 619 milioane aproximativ către ARS, Administrația Rezervelor de Stat, 54.000 de lei către Electrica S.A., 147.000 de lei aproximativ către Aquabis și 199 de lei către ACI. Această informare, după cum v-am spus, ne-a fost dată și nouă de către domnul primar. Și acum haideți să vă citesc ceea ce cred că o să vă intereseze pe foarte mulți dintre dumneavoastră, acea listă a punctelor termice din Bistrița, cel aproximativ 20, care vor primi destinațiile următoare. Deci avem anexa numărul 1 la hotărârea 185 din 30 octombrie 2008 a Consiliului Local Bistrița, prin care a fost aprobată următoarea destinație pentru următoarele puncte termice. Alea Trandafirilor, punctul termic numărul 3, va fi amenajat un centru de perfecționare. În punctul termic numărul 4 din strada Gării numărul 30 va fi amenajat un azil de noapte pentru persoanele fără adăpost. În punctul termic numărul 6, alea Ineu, strada Cerbului, va fi amenajat un centru de activități sportive, recreative și de agrement, precum și bazin de înot. În punctul termic numărul 7 de pe Năsăudului, alea Heniu, va fi amenajată parcare. Tot parcare va fi amenajată și pe strada Mesteacănului Colibiței, deci în punctul termic, în locul punctului termic numărul 9. Punctul termic numărul 10 din strada Sucevei, acesta unde facem și noi filmarea acum, va căpăta destinația de construire locuințe de serviciu, cabinete medicale și centru comunitar de informare. Nu scrie ce fel de locuințe de serviciu, probabil pentru angajații primăriei, dar spun probabil. De asemenea, pot să fie locuințe de serviciu pentru poliție sau pentru alte instituții, sau pentru cei din spital. Punctul termic numărul 11 de pe Grănicerilor va fi amenajat un sediu al Asociației Autism Europa și al Asociației Inocenți. Punctul termic numărul 15 din Piața Independenței Nord va fi amenajată acolo o piață acoperită, hală de lactate, eventual și carne. Punctul termic numărul 16, strada Rodnei. Amenajare, grădiniță, amenajare, centru local pentru tineret, Asociația Novatin. Punctul termic numărul 17, de pe strada Octavian Goga. Amenajare, grădiniță. Punctul termic numărul 18, amenajare, centru de sănătate. Punctul termic numărul 20, din strada Rodnei, un centru cultural.
Pe strada Accente Server, punctul termic de acolo numărul 22 va fi transformat în grădiniță privată, sală de sport pentru preșcolari, centru comunitar de informare. Deci va căpăta, iată, trei destinații. Punctul termic numărul 23 de pe strada Intrarea Clopoțeilor va fi transformat în curățătorie chimică și spălătorie. Punctul termic numărul 24 de pe Alea Cireșului, amenajare săl pentru activități extrașcolare, va fi în administrarea Inspectoratului Școlar Județean și Aparatului Copiilor. Punctul termic numărul 27 de pe strada Petru Maior va fi transformat în club de dans, gimnastică ritmică pentru copii. Punctul termic numărul 29, strada Ștefan cel Mare, amenajare piață agroalimentară. Punctul termic numărul 31, Alea Pandurilor, construire cămin studentesc de către Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Punctul termic numărul 32, Alea Spătarului, amenajare sediu administrativ, serviciul public municipal, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița. Deci pe Alea Spătarului se pare că va avea noul sediu Ocolul Silvic al municipiului. Și în fine, al 20-lea punct termic actual, dezinfectat așa cum vi le-am arătat și toate, să știți că arată dezinfectate, curățate și cu ușile sudate, după cum puteți observa, în loc de lacăt a apărut această sudură și în părțile cu geamuri unde era posibil să intre oamenii străzii, acolo au apărut grilaje sudate. Deci, după cum vă spuneam, cel de-al 20-lea punct termic numărul 36, dintr-o zonă foarte scumpă a municipiului Bistrița, Piața Morii, va fi amenajat acolo un bazin acoperit. Plouă cu bazine acoperite, plouă cu curățătorii chimice, cu activități de sport special, cămine studențești, piețe de asemenea agroalimentare. Să dea Dumnezeu, domnule primar și domnilor consilieri, să de cuvânt și dacă ați aprobat această destinație pentru aceste puncte termice, să le vedem puse și în practică. Vi l-am arătat pe câteva dintre aceste puncte termice și nu o să mergem în fiecare să filmăm, pentru că toate arată exact la fel. Am făcut noi o vizită și credeți-ne, așa arată. Deci ele sunt într-o stare relativ gravă de deteriorare. Totuși sunt pe picioare multe dintre ele și ele pot să constituie, iată, temelia acestor viitoare construcții, destinații. Înăuntru s-a igienizat în sensul că au fost scoasă toată mizeria și să sperăm că nu vor fi date alte spargeri să se adăpostească alții. Emisiunea de astăzi, Impact, credem noi că o să aibă impact asupra dumneavoastră și mai ales o să vă vină idei cu aceste puncte termice, eventual pentru a merge la primărie să le spuneți că nu sunteți de acord cu ceea ce eu v-am citit și ceea ce ei au hotărât. Dar un singur lucru este sigur, aceste puncte termice nu vor fi vândute niciodată, cel puțin atâta timp cât primar va fi Ovidiu Teodor Crețu. Asta ne-a declarat-o, asta vă spunem și noi acum la final de emisiune. Urmăriți în continuare emisiunile postului nostru de televiziune. Deocamdată Impactul se termină aici. Sunt Cristian Berar. Și nu uitați, ASTV, asta e televiziunea ta, cu bune și cu rele, chiar și cu aceste puncte termice care în viitor vor arăta splendid, sperăm noi.